Salutare tuturor, bine v-am găsit dragilor la un nou videoclip. Astăzi o să fac câteva lucrări iarăși aici în seră la roșii. Deja am ajuns la al patrulea etaj. Spre exemplu, aceste roșii care sunt timpurii, extra timpurii chiar, au și legat la primul etaj. Și acum intenționez să fac lucrările de cârnire pentru că vreau să obțin roșii coapte mult mai devreme în comparație cu toate celelalte. Nu voi face această lucrare la toate roșiile, ci doar la câteva, cât să putem să ne bucurăm mai repede de roșii coapte. Așadar, aici avem primul etaj care a legat tot ciorchinele și este în creștere. Apoi, al doilea etaj, al treilea etaj aici și al patrulea etaj aici. Mai mult de 3-4 etaje nu intenționez să las, pentru că mai sus, de obicei, florile avortează, la celelalte etaje mai mult de o roșie nu prea produce de obicei. Așadar, cârnitul este o metodă pentru persoanele, bineînțeles, care nu cunosc aceste lucruri. Cârnitul plantei reprezintă o metodă naturală de a grăbi coacerea fructelor, dacă vrem să ne bucurăm mai din timp. Înseamnă întreruperea creșterii plantei, adică ruperea vârfului de creștere. Și am rămas cu 4 etaje, mai sus nu mă duc. Bineînțeles, am grijă între timp să fac și lucrările de copilire, pentru că vor mai crește lăstarii laterali, chiar dacă am făcut aceste lucrări, se întâmplă să crească iarăși pe lăstarul rupt, să se formeze noi frunzulițe și apoi va trebui să revenim cu această lucrare de copilirea roșiilor. Așadar, toate aceste lucrări de cârnire le voi face doar la câteva plântuțe, pentru că restul o să fac pe măsură ce ele cresc și, bineînțeles, în funcție și de felul în care se prezintă, pentru că dacă nu prezintă, spre exemplu, semne de boli, știu eu, de avortarea florilor, atunci pot să mă duc la maxim 5 etaje. Asta totul depinde de felul în care roșiile se dezvoltă. La roșiile cherii, evident, pot să merg mai sus până la 7 etaje. Dar dacă vorbim de roșiile acestea mai măricele, nedeterminate, ei bine, aici nu vreau să merg mai mult de 3, maxim 4 etaje. Aici avem primul etaj, al doilea etaj și al treilea etaj, care la al treilea etaj deja am un semn de avortare a florii, pentru că s-a îngălbenit aici la codiță. Așadar, eu aici voi întrerupe, dar înainte de a face acest lucru, pentru că am lucrat acolo, trebuie să-mi dezinfectez mâinile ca să nu cumva să mut boala de la o plantă la alta. Am spus că fie că folosesc mănuși, fie că nu folosesc mănuși, ca în cazul de față. Aici am dat cu... am o cârpă pe care o folosesc la copilit, am spălat-o și tot mereu șterg cu apă oxigenată. Asta este important, pentru că dacă nu facem aceste lucruri, există riscul să transmitem bolile de la o plantă la alta și nu e de dorit.
Așadar, eu așa procedez, folosesc apă oxigenată pentru că am albine, apa oxigenată nu miroase. Puteam să folosesc și alcool sanitar, dar după cum am spus, avem 3 stupi și alcoolul ar putea să atragă albinele. Din când în când am grijă să șterg și degetele și farfeca dacă o folosesc la defoliere. Am spus că voi face aceste lucrări de cârnire la câteva ca să ne putem bucura mai repede. Spre exemplu, aici am spus, pentru că am aici partea asta galbenă, semn că ar putea să fie probleme cu avortarea florilor, voi îndepărta aici vârful de creștere și rămân cu 3 etaje la această plantă. Este soi din acela mare și evident consumă foarte mulți nutrienți ca să poată să ducă tot rodul la cele 3 etaje. Am grijă după ce am terminat. Spre exemplu, aici am un lăstar pe care îl îndepărtez, chiar dacă e micuț. Și mă uit cu atenție dacă mai am vreo lucrare de făcut. Nu mai am. Aici mai am încă un lăstar. Când tăieturile sunt foarte mari, spre exemplu la defoliere, arunc cu cenușă pe rană ca să se dezinfecteze. În același timp și fertilizez plantele, pentru că cenușa este bogată în potasiu în mod special, dar mai are și calciu și fosfor și magneziu. Și potasiu este foarte important, mai ales în faza asta de creștere și coacere a fructelor. Bun. Acestea fiind spuse, dragilor, mă opresc aici. Vă mulțumesc mult pentru atenție, vă mai aștept cu drag și la următoarele videoclipuri. Până atunci, vă doresc multă sănătate, spor la treabă să aveți. La revedere!